Rezultatele simulării evaluării naționale au fost afișate, motiv de bucurie pentru unii dintre elevi și de tristețe pentru alții. La nivelul județului Hunedoara, din cei aproape 3070 de elevi înscriși, circa 370 au absentat. Rata de promovare a acestui examen este de 70,34%, iar notele nu vor fi trecute în catalog dacă elevii nu își doresc acest lucru. Doar 14 elevi au reușit să obțină nota 10 la matematică și 4 la limba și literatura română. În perioada următoare vor fi organizate în școli cursuri remediale pentru acei elevi care doresc să își îmbunătățească rezultatele pentru examenul care va avea loc începând cu 19 iunie. Rezultatele se referă la elevii care au participat la ambele probe, când vorbim de proba de limba română, respectiv matematică, respectiv la toate cele trei probe, când vorbim de elevii școlilor cu predare în limbile minorităților naționale. În 29 martie au fost afișate rezultatele în urma simulării evaluării naționale. La nivel de județ avem o probabilitate de 70,34%, iar în ceea ce privește disciplinele la care s-au susținut aceste probe, avem rezultate mai bune la română și mai puțin bune la matematică. Este îmbucurător faptul că totuși avem 14 note de 10 la matematică, la simulare și 4 la limba și literatura română, care atestă o foarte bună pregătire a acestor elevi la aceste discipline și, în general, pentru acest examen de evaluare națională.